Consilierii locali au aprobat noua componență a comisiilor de evaluare și contestație a ofertelor de proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru cultele religioase. Deși ar fi trebuit să se voteze în Consiliul Local aprobarea finanțării cultelor religioase care au depus proiecte de finanțare, astăzi s-a produs modificarea celor două comisii de evaluare a proiectelor și de soluționare a contestațiilor. Din comisiile inițiale făceau parte cei doi viceprimari, Teodor Bălăjel și Fazekaș Nicolae, precum și consilierul Dan Vasile Bercean. Cei trei au solicitat retragerea lor din comisii pentru că fac parte și din conducerea unităților de cult, care au depus solicitări de finanțare, ceea ce ar fi creat o stare de incompatibilitate. Consilierii din opoziție au cerut chiar reluarea procedurilor pentru a nu exista contestații ulterioare. Eu cred că ar fi corect reluarea procedurii pentru că acești colegi care au fost într-un sau au dorit să evite un conflict de interese au făcut acte în această comisie, au întreprins niște acte de sau fixat niște reguli. Regulile, domnul consilier, le-am fixat prin regulament și au fost aprobate de Consiliul Local. Sigur că eu vreau să vă informez că noi nu am participat la procesul de analiză a ofertelor. Deci suntem oarecum într-un stadiu de început. N-am participat la procesul respectiv. Eu am ridicat această problemă deoarece am văzut că inițial pe ordinea de zi era un proiect privind atribuirea și eu am crezut că avem direct un proces verbal care, deci s-a făcut deja o analiză inclusiv. Nu, nu există așa. A fost stopată procedura pentru acestea. A fost retrasă pe ordinea de zi. Urmează ca comisia nouă să analizeze fiecare dosar în parte și în final să facă acel proces verbal cu propunerea pentru ședința următoare. Da. Domnul consilier, reluarea ar însemna să... Publicitate. Să începem cu publicitate și cu să dăm posibilitatea și celor care nu s-au încadrat în termenul stabilit de noi, altor unități de cult, să vină să-și depună de acum. Oricum, comisia nouă o să ia fiecare dosar să-l evalueze, nu? Să nu ne conteste, că am zis că este o solicitare depusă peste termen. Să nu conteste, să spună că comisia a fost alcătuită din consilieri care au, a fost conflict de interese și nu fie contestație. Comisia o să ia fiecare dosar să-l evalueze. Comisia de evaluare a fost completată cu Mariana Gurzău și Gheorghe Taloș de la PSD, în vreme ce Comisia de soluționare a contestațiilor a fost completată cu Raul Dragoș de la ALDE.